Bună ziua! Astăzi o să vă arăt cum se deschide o rodie. O să am nevoie astăzi. Pentru că știu că multă lume nu știe cum se desfac. O să vă arăt. Este spălată foarte bine și am șters-o. Acum, deci nu aici, aici nu, partea asta. O să tăiem un căpăcel. Aveam un pom de rodie în Siria. Este fantastic de frumos pomul de rodie, mai ales când este înflorit primăvara. Deci, am tăiat un căpăcel. După ce am tăiat căpăcelul, foarte puțin luăm de aici. Se văd boabele de rodie. Acum o să trasăm linii. Deci fin. Nu intrăm până înăuntru. Fin. O să trasăm linii. Ca și la portocală. Vedeți? Foarte, foarte puțin. Rodile sunt foarte, foarte sănătoase. Au o valoare nutritivă mare. Și pentru cine nu știe, întărește sistemul imunitar la copii. Dar atenție foarte mare. Pentru că dacă mănâncă cantitate foarte mare cu sâmburi copiii, poate să aibă probleme cu tractul intestinal, să facă constipații foarte urâte. Deci, l-am făcut. Mai trebuie puțin aici. Se unească aici, capăt. Și acum pot să-l desfac. Deci, copiii, este recomandat să nu mănânce cu sâmburii. Este desfăcut. Mai bine să le faceți suc. Îl stoarceți și sâmburele o să îl aruncați. La soțul la spital vin foarte des copii cu probleme din cauza rodilor. Acum nu avem decât să le scoatem. Așa nu o să curgă. Luăm bucată cu bucată. Așa. Vedeți? Așa. Și foarte încet. Nu ne grăbim. O să le desfacem. Foarte ușor ies. Lucrez mai încet puțin, că nu vreau să le zdrobesc. Deci am nevoie de ele întregi. Uitați să vă spun, dacă nu vreți să vă negriți pe mână, să puneți mănuși. Deci, efectiv, desfacem ca la porumb. Vedeți?